Încep acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, jurnalistul Sorin Avram. Bine te-am regăsit. Bună, Cătălina, bine v-am regăsit. Continuăm discuția pe care a început-o ieri cu Dinu referitoare la centrele de vaccinare. Ne concentrăm atenția asupra celui de la Rădăuți. Celui, pentru că e unul singur. La fel cum în cam toate orașele care au câte un spital mai de Doamne ajută, e câte un singur centru de vaccinare. În municipii, doar e vreun oraș care are da, centru. Da, municipiul Vatra-Dorne, de exemplu, nu are centru de vaccinare. Și orașul Siret are. Da. Bun, aici la Rădăuți avem ce spune cuvântul Spitalului Rădăuți contra cuvântului Direcției de Sănătate Publică. Eu dau crezare Spitalului Rădăuți. De ce? Am argumente simple și nu stăm prea mult pe subiectul ăsta. La Spitalul din Rădăuți lucrurile au mers bine spre foarte bine de la începutul crizei sanitare. S-a comportat bine Spitalul din Rădăuți, a luat și de presiune, parte din presiunea care era pe Spitalul Județean, atunci când au fost momente mai grele. Și s-a descurcat bine. Deci dacă de 8-9 luni de zile se descurcă spitalul cu problemele care au fost și se organizează bine, de ce n-ar putea acum? Eu cred că problema este la Direcția de Sănătate Publică. Sau la mijloc, Sorin? Eu cred că problema este la Direcția de Sănătate Publică, pentru că Direcția de Sănătate Publică a dat numeroase rateori, foarte multe rateori. Este o instituție care ani de zile a fost ignorată și acum s-a trezit în fața unei probleme foarte complicate, nu are personal, a dat pe repede înainte, a făcut niște angajări, a adus oameni de unde a adus și nu este pregătită Direcția de Sănătate Publică să facă față acestei situații. Pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică este încurcată de Ministerul Sănătății, că doar nu ține dozele DSP-ul la dulap și nici nu le dă mai departe. Are aici. Ele vin direct de la Iași la centrele de vaccinare. Da, deci aici DSP-ul încearcă, DSP-ul reprezintă Guvernul României, Ministerul Sănătății, da? Și nu o să spună, da, noi suntem de vină, că e de vină, cum? Guvernul ăsta să fie de vină? Nu se poate așa ceva. Dar eu nu cred că Spitalul Rădăuți, poate are și el o vină acolo, dar cred că cea mare vină e pe partea asta altă, pe Direcția de Sănătate Publică și pe Ministerul Sănătății, să nu lăsăm DSP-ul singur. De ce zic că ar fi undeva adevărul la mijloc? Pentru că, de exemplu, la Rădăuți, din ce știm, se vaccinează pe un singur schimb, adică în intervalul 8:00 dimineața, 14:30, da. Deși programări sunt și până la 20 seara, așa cum e la orice centru de vaccinare. Pentru că nu este personal care să-și dorească. Da, și care e vina Spitalului Rădăuți? Păi nu zic că e vina Spitalului Rădăuți. Ăștia sunt oamenii. Dar nu e vina DSP că n-a adus doze, așa cum invocă managerul spitalului. Da, dar stai un pic, Spitalul Rădăuți de unde să aducă personal? Are câțiva oameni care au fost munciți în perioada asta, care au lucrat foarte mult, care sunt oboziți, nu poate să acopere mai mult. A dat DSP-ul, a dat Ministerul Sănătății când banii. Când vor fi plătiți oamenii? Sigur că cauzele sunt multiple. Eu am dat-o pe DSP dar acum. Dar nu numărul de doze văd eu să fie problemă. Nu, dar nu cred că eu am dat-o pe DSP pentru că a dat numeroase rateuri. Și eu știu chestiuni foarte grave care s-au întâmplat la DSP. Nu vreau să le dezvolt aici și le cunosc foarte, foarte, foarte bine. Și DSP-ul a dat dovadă de incompetență crasă. Deci profundă, deci e o incompetență profundă. Așa că dacă pun în balanță DSP și Spitalul Rădăuți, mie îmi iese că DSP-ul e vinovat. Dar nu dăm toată, adică nu toată vina este acolo, pentru că dozele nu le ține. E o problemă, e o încălceală generalizată în România, e o bâlbâială continuă. Numai în declarațiile oficialilor treaba merge, în teren treaba nu merge. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Ne întrebăm pe oameni care stau pe la Rădăuți. Bine, bineînțeles că omul care merge la Rădăuți și nu e vaccinat în jurul Rădăuți, spitalul din Rădăuți, da, pentru că și mai e acolo un e primul contact. Acolo nu s-a comunicat chiar cum ar trebui. Într-o situație de criză trebuie să comunici ca într-o situație de criză. Nu? Când îți vin dimineața oamenii care au fost programați ieri după amiază. Cum s-a întâmplat astăzi? Și sunt la rând oameni care sunt programați pentru astăzi, de exemplu. Și vede că intră la vaccinare pe unii care nu știe să fie programați pe data de 19, dar ei erau de ieri seară. Nu le zice nimeni, stai mă că oamenii nu s-ar rând, oamenii au fost programați aseară, doar că aseară nu exista cine să le facă vaccinul, că nu se lucra. Da, de ce s-a ajuns și tot așa. De ce s-a ajuns în situația asta? Pentru că am pregătit o campanie de vaccinare despre care știam că va trebui să o pregătim de multe luni, foarte prost. Cătălina, de ce? Pentru că trebuiau să fie în județul Suceava 30 de centre, nu 6. Sau 7. Sau 22 câte rămân. După aia 22 și acum sunt tot astea. Deci presiunea este tot pe spitale. Despre asta este vorba.
Nu trebuia să se ajungă aici. Direcția de Sănătate Publică și cu primăriile trebuiau să se organizeze să facă aceste centre de vaccinare. Sunt primării care s-au preocupat și care au amenajat. Da, și dacă amenajat ce? Iar e ca la bordelul ăla, noi femei nu avem, dar organizarea vă place, este exact ca în bancul cu bordelul. Nici nu s-au preocupat să amenajeze... Aleas primării deștepte, pentru că știau că nu o să se facă. Păi tu ia dă-ți tu seama, Cătălina, dacă erau 30 de centre, ce vaccin ai acolo? Cu ce? Cu cine? Cu cine și cu ce? Cu ce scriu conspiraționiștii, cu vitamine, nu? Da, vinovății apar și din interiorul unuia dintre partidele de guvernământ, principalului partid de la guvernare, principalul partid care s-a ales cu poate ministerele cele mai puțin profitabile sau cu bugete mari. Vorbesc despre Partidul Național Liberal, iar portavocea este nimeni altul decât Rareș Bogdan, cel care, sau alături de care s-a creat acest grup al reformiștilor din PNL, care cer capul lui Ludovic Orban. Ce a reformi? A spus și tu în capul și de ce e grupul reformiștilor? Așa s-a exprimat Rareș Bogdan, că ei fac parte din grup al reformiștilor. Rareș Bogdan, dacă spune o prostie... Că Florin este un reformist, că Sigrid Mureșan, că Robert Sighiatău este un reformist. Cătălina, asta cu reformistul, asta e o goangă și nu trebuie, dacă spune Rareș Bogdan o prostie, trebuie preluată. Deci nu e niciun grup de reformiști. Cu ce este reformist Rareș Bogdan? Rareș Bogdan este un obraznic, cum a fost întotdeauna, un mincinos, un mare mincinos, pentru că el spune că a vorbit că Gheorghe Flutur n-avea intrare la Ludovic Orban și că face și parte... Și, nu, hai să ne referim la asta, la Gheorghe Flutur. Și că Gheorghe Flutur face parte din cei care n-aveau... Era spărat că Ludovic Orban nu știu ce. E o minciună asta. Deci Gheorghe Flutur nu a fost supărat pe Ludovic Orban și Gheorghe Flutur are intrare la Ludovic Orban. S-o am numărat asta. Anul trecut, a fost de 5 ori Ludovic Orban. Deci asta este o minciună de-a lui Rareș Bogdan. Rareș Bogdan este un mare mincinos pentru că și eu am dovada cât făcea el emisiunea Realitatea TV și apărea seara la televizor și spunea că se uită milioane de români. Eu mă uitam a doua zi pe audiență pentru că avea emisiune pe tronsonul meu. Bine, eu începeam de la 9 până la 10 fără 10. El făcea până în crucea nopții, nu știu, chema hore ce erau pe acolo, se îmbrăca în costum popular, național, punea steagul la gât, striga împotriva ungurilor, nu știu ce făcea el pe acolo. Dar mă uitam pe tronsonul pe care era cu mine. L-am bătut de fiecare dată la audiență, de 2 sau de 3 ori m-a luat, mă uitam special și la ceilalți să văd. Că asta în fiecare dimineață când ajungeam la TV, dimineață însemnând, bine, ajungeam mai repede, dar audiențele veneau pe la 11-12 și mă uitam să văd pe audiențe. Și întrebam și colegii mei, dar cum poate să spună ăsta la televizor că la el se uită milioane de pentru oameni? Pentru că puțin dacă la el, cei milioane... Dacă la el se uitau 60.000, 70.000, 100.000, era sărbătoare când se uitau 100.000 de oameni la el. Deci era halucinant, mie nu venea să cred. Ori el este un mare mincinos și nu poți să pui bază în ce zice bun, el. Da, el nu e de capul lui acolo. Stai, n-a și asta cu nici de capul lui în Cătălina, s-a mai încercat interviu. S-a mai încercat un puci la Ludovic Orban. Ludovic Orban l-a flituit pe Rareș Bogdan cu câteva luni în urmă, când au avut iar să ia, da, gâtul, și pe Robert Sighiatău. Dar cine sunt Rareș Bogdan? Cine e Rareș Bogdan până la urmă? Adică ce e el? Că e europarlamentar, că l-a făcut partidul. El e un clănțău care a dat din clanță la televizor, a făcut propagandă, niciodată n-a făcut emisiuni, a făcut propagandă politică de la un capăt la altul. El a venit cu niște naționalisme ieftine din alea de cea mai joasă speță, din astea grosolane. Ca acum să vină să critique Alianța pentru Unirea Românilor. Așa, Aur. Dar el era mai rău decât Aurul când era la TV. Este un oportunist și vine cu Robert Sighiatău, care e nimeni în vânt. Ăla e nimeni în vânt. Secretarul general al partidului. Secretarul general al partidului e nimeni în vânt pentru că l-au pus tot niște băieți care a venit pe partea, pe filiera religioasă Robert Sighiatău. Deci astea sunt marile lor merite. Și cine mai face gât acolo? Face gât domnul de la Cluj. Sunt mulți citați, printre care și Gheorghe Flutur. Păi așa cum l-a citat pe Gheorghe Flutur, face eu fi citat și pat. Face. Eu astăzi l-am văzut pe Emil Boc, care era a fost ponderat, a fost calm, a zis, domnule, nu e normal să discutăm asta. Și Emil Boc e o voce. După Ilie Bolojan este citat și el. Ilie Bolojan cred că face parte din gașca asta. Gheorghe Falcă e citat? Gheorghe Falcă nu, minciună. Gheorghe Falcă a ieșit astăzi și a spus, stați ușor, cu Ludovic Orban, că nu e așa. Deci,
a ieșit Gheorghe Falcă, declarație publică. Cred că Orban. Roman și mai sunt câțiva citați. Domnul Roman, el e tot din gașca lui Rareș Bogdan. Da, are gura mare. Cum crede cineva? Deci Rareș Bogdan ți-a remarcat întotdeauna prin obrăznicie. El a pozat în purtătorul de cuvânt neoficial al lui Klaus Iohannis. Poate și acum este un joc, poate a fost un balon de încercare, hai să mai lăsăm până la congresul din iunie-iulie, nu știu când, e la PNL ăla care trebuie să se organizeze. Și mai lăsăm pentru Dovic Orban până atunci. Septembrie. Și aici da, până atunci de văzut. Dar asta este problema acum și când auzi că n-a performat Ludovic Orban, asta e ușor, dar tu ești prim vicepreședinte la partid. Păi dacă Ludovic Orban n-a făcut performanță, tu ești numărul 2 acolo în partid, păi pleacă și tu din partid, nu numai Ludovic Orban. De ce numai el? Vorbim și despre asta, dar o problemă pe care cred că a punctat-o corect este de ce a demisionat Ludovic Orban atunci după alegerile parlamentare și am discutat și noi aici atunci, din poziția de prim-ministru și nu din aceea de președinte pentru de partid. Pentru că i-a spus Klaus Iohannis, ce să ne învârtim că nu știm, adică Rareș Bogdan nu știe. Păi numai asta nu știe Rareș Bogdan. Prostii. I-a impus Klaus Iohannis să demisioneze din funcția de prim-ministru. Nu ne facem că nu înțelegem. Normal. Normal era să demisioneze de la șefia partidului. Evident. Pentru rezultat, dar nu Ludovic Orban este principalul vinovat pentru rezultatul slab al PNL, ci Klaus Iohannis. Deci nu Ludovic Orban e Liviu Dragnea, Klaus Iohannis e Liviu Dragnea. Hai, asta, lasă-mă comparațiile astea la Rareș Bogdan. Deci Klaus Iohannis a distrus PNL-ul în alegeri, PNL-ul a luat scor slab din cauza lui Klaus Iohannis, pentru propaganda deșanțată împotriva PSD, de care era de acum grețoasă. Și lumea s-a scârbit și mulți au votat cu altcineva, mai să nu voteze cu PNL. Deci Klaus Iohannis e principalul vinovat, Ludovic Orban nu are de ce să demisioneze pe partea politică. Revenind la Gheorghe Futur, că aici e foarte important. Gheorghe Futur, cum crezi tu? Noi am mai discutat aici. Țara este condusă de ani de zile de grupul de la Cluj. Prin extensul, grupul de la Cluj însemnând Ardealul. Păi lasă-mă în pace că toată ziua Ardealul în sus și Ardealul în jos, că ei sunt mai deștepți, că restul țării sunt proști, ăia sunt de la București mitici, ăia sunt moldoveni proști, ăia sunt olteni vai de mama lor, ăia sunt dobrogeni nu știu cum, ei sunt cei mai deștepți. Ei sunt cei mai deștepți, de ani de zile au tras majoritatea fondurilor acolo, în Ardeal. Grupul de la Cluj, care este transpartinic, uite acum, domnul Vasile Dâncu, șef la PSD, el e informal acolo de mult. Domnul la PNL, grupul de la Cluj, cu Rareș Bogdan, cu Ioan Rus, care a fost de la PSD, cu gașca aia de la Cluj. Aia, ei, acest grup de la Cluj, cum îl numești așa? Tu, are interese foarte mari pe transporturi, fonduri știu europene și dezvoltare. Și de ce crezi în tu? În continuare, ministere care nu aparțin păi, dar stai un pic, păi să-și facă Clujul țara lor, să-și facă ei țara lor, să-și facă ministerile lor și cu Rareș Bogdan grupul să fie de la Cluj, ministrul de interne și cu Vasile Dâncu și cu toți aia de la Cluj să-și facă lor să-și ceară independența, să-și facă, să-și bată monedă și să-și facă post de televiziune Rareș Bogdan și ministru de interne și realizator de emisiuni TV, să fie singura televiziune să aibă și el cea mai mare audiență și așa mai departe. Și cum crezi tu că Gheorghe Flutur ar fi împotriva lui Ludovic Orban și ar fi cu grupul de la Cluj? Dar e nebun? Păi dacă vine grupul de la Cluj și ia și PNL-ul, atunci s-a terminat. Toți banii acolo se duc. Noi rămânem iar ca fraieri aici. Și iar o să vezi pe Ștefan Mandachi făcând 2 metri de autostradă, ieșind pe la meeting-uri, pe la Iași, pe la Suceava, PNL-ul, cum nu știu ce, să facă autostrăzi. Dar cum se poate gândi cineva că Gheorghe Flutu ar face parte din gașca asta ca să-l dea jos pe Ludovic Orban să ieși ia Clujul, iar tot, să aibă ei tot acolo și restul țării să rămână de proști. Că Ardealul e Fruncea, nu mai e Timișoara. Acolo sunt cei mai deștepți. Sunt senzaționali, sunt fenomenali. Restul țării e de mitici și de pitici și de nu mai știu ce. Pentru asta poate a renunțat Ludovic Orban la aceste grele ministere? Acolo e o discuție, cum au fost împărțite ministerele. Nu știu, acum în asta să fac o analiză. Poate și politica a acționat Ludovic Orban dând aceste ministere care sunt foarte grele USR-ului, care este neexperimentat și vrea să-și rupă gâtul USR-ului. Cu UDMR e întotdeauna o punte de dialog la UDMR. Acolo sunt niște oameni foarte bine educați, niște oameni doxați. Am avut ocazia să vorbesc cu câțiva dintre ei, sunt chiar oameni educați și doxați. Și cu ei poți să te înțelegi. Nu poți să te înțelegi cu talibanizații. E mai greu să te înțelegi cu ei. Dar cu Cheche Atilo, care a fost ministrul al sănătății și știu numai lucruri foarte bune despre el,
Ceche Atilu a ajutat foarte mult Suceava când era ministru al sănătății și când era regretatul Cristian Dimie secretar de stat. Și Ceche Atilu a fost foarte corect cu Suceava și cu Spitalul Județean și cu doctorul Dimie și așa mai departe. Sunt oameni educați, te poți înțelege cu ei. Și le-a dat astea USR-ului să șupă gâtul, cred că. E greu să duci un minister al transporturilor, că acum am văzut și bușește râsul. Știi că atunci când se înființează comitete și comisii, dacă vrei să desfințezi un lucru, să nu-l faci, faci comitete și comisii. Și mă uitam așa la ce a bat câmpii. Era ministrul Drulă, parcă așa-l cheamă la transporturi. Acum da. Și spunea domnul Drulă, el descoperise apa caldă, în București încă nu e descoperită, domnul Nicușor Dan n-a descoperit încă apa caldă, domnul Drulă a descoperit-o. Și spunea, domnule, că nu mai facem din astea șosele pe la Târgoviște, prin Dâmbovița aia, despre un traseu București-Dâmbovița. Cunosc bine zona aia, am un prieten care are o casă acolo și am fost de nenumărate ori la București, la aproape de Târgoviște. Acolo trece prin localități, eu în Călceală, cu giratorii, cu din astea puse... Cocoașe. Nu, și din asta din plastic puse pe mijlocul drumului. Scoar, din aia, puse pe mijlocul drumului, ca la autostradă, perete de spărțitor. Și zice, domnule, dar mai facem drumurile astea expres, sau cum le cheamă, cu patru benzi prin localități, care e și greu, că trebuie expropieri, dai oameni, unde te duci cu drumul. Și m-am gândit că facem alte trasee, pe câmp, știi, așa. E clar, nu se face nimic. Și am mai descoperit că la CFR cu căile ferate nu mai facem așa, facem așa. Deci nu o facem nici pe asta. După un proiectele... mandat decent, totuși, al lui Lucian Bode. Decent. Da, nu știu, n-am. Deci e clar că nu se face, știi? Și e greu, e un minister greu. Însă, Ludovic Orban este cel mai bun președinte pe care poate să-l aibă PNL la momentul ăsta. Rareș Bogdan face parte din tagma celor care cuvântă prea mult și vorbesc prea mult și numai minciuni. Cum striga el că să nu fie traseiți politici toți, veneau la PNL, la PSD, că atâta timp cât e el acolo nu o să se întâmple așa ceva cu traseiști. De asta se plânge că nu l-a ascultat nimeni. Cătălina. Pe el și pe mulți ca el. Este un ipocrit. Și dacă ajunge PNL-ul să fie condus de Rareș Bogdan, păi PNL-ul trebuie să meargă să-și ceară singur ștergerea, radierea de la tribunal. Să n-ajungă mai mult de atât. Din registrul partidului. Ce să ajungă? Președinte de țară. Candidat nu? Măcar. Bun, în cazul ăsta chiar suntem băi de mama noastră. Dacă Rareș Bogdan ajunge președinte... Candidat. Bun, candidat poate să fie. Candidează oricine. Strânge acolo câteva semnături, poate să nici fie. Nici eu cu imaginația mea nu pot să mă duc cu gândul până la președinte de țară. Dar până la candidat pot. Da, poate să fie candidat. Însă, s-ar putea, ți-am zis, să îl mai lase pe Ludovic Orban să fie asta, să fi fost un balon de încercare. Însă, Gheorghe Flutur a fost... nominalizat de Rareș Bogdan ca să mai strângă, să spună lumea acolo. Flutur. Și Flutur. Hai și noi de la Neamț, hai și noi de la Galați, că Gheorghe Flutur are influență în unele zone, mai ales pe partea asta. Uite, dacă și Gheorghe Flutur, hai și noi cu el. A fost o gogonată aruncată așa. Dar Gheorghe Flutur știe foarte clar că grupul de la Cluj este cel mai periculos grup care există în România. Acest grup transpartinic care conduce țara de 30 de ani. De 30 de ani grupul de la Cluj, direct sau indirect, conduce țara. Și atunci când era cu sudiști, cu Giurgiu, cu Oltu, cu Slatina, cu Teleorman. Tot grupul de la Cluj se chema. Tot grupul de la Cluj. Și, deci, asta nu... Gheorghe Flutur a fost folosit, numele lui a fost folosit. Sunt convins că habar nu avea că va spune Rareș Bogdan lucrul ăsta. El sau că nu e prima dată când îi se întâmplă asta, în atâția ani de politică. Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Și ai mai văzut din țară pe undeva să strige jos Ludovic Orban? Ai văzut în Moldova cineva? N-am văzut pe nimeni. Florin Roman, nu știu de pe da, unde. Da, el, Florin Roman. Din Botoșani e de loc, din ce știu eu, nu? Florin Roman, hai. E Florin Roman, lasă-l că... Dar de prin sudul țării n-am auzit. N-am auzit din Moldova, n-am auzit din Dobra, nicăieri. Numai Rareș Bogdan, bine, a fost o chestie pregătită, cred că a fost cu voie de la împărăție, împărăția fiind primul vaccinat al țării, ăla cu puternicul. Probabil că a fost, nu cred că Rareș Bogdan s-a apucat așa de capul lui, dar s-a
sunat retragerea, nu știu de ce. Probabil că, repet, a fost un balon de încercare și s-a văzut că nu există susținere. Nu există în colonare. Stai un pic. Adică cum? Să ajungem la Batista lui Rareș Bogdan? Am înnebunit. Și să-și tragă Clujul tot acolo. Dar foarte interesant faptul că Gheorghe Falcă a ieșit pro-Orban și foarte important că Emil Boc a avut un discurs împăcitor. Așa, Mircea Hava cred că a fost citat. Da. Din generația... Când a spus Emil Boc, că Emil Boc e un om foarte important, dacă a zis Emil Boc lucrul ăsta, înseamnă că știe el ceva și de n-a vrut să se bage și, atenție, Gheorghe Falcă. Gheorghe Falcă, care este exilat la Bruxelles, dar are și el... Ca și Rareș Bogdan, adică se pot întâlni des pe acolo. Filierele lui. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor și domnilor, știrile continuă.